Bun regăsit într-o nouă ediție emisiunii Păstrătorii Tradițiilor din Valea Timocului, un proiect realizat prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Acest proiect își propune investigarea, analiza, informarea și promovarea, păstrarea, dezvoltarea și afirmarea etnică, culturală, religioasă și lingvistică a românilor din Serbia de răsărit, Valea Timocului, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile de etnici români din această zonă. Plânge-o muică bătrână, să plânge-o muică bătrână. Ochișorii lăcrămiaște, copilașă și-ai dorește, copilașă și-ai dorește. Ia stă noană și mai bine, nu e nima să mai vină, nu e nima să mai vină. Am făcut copii și piece, dar mărânca sânge sece. Amor în casă de sace. Păsărică să duci și zboară și la cuib să dor și iară, și la cuib să dor și iară. Copilașă mi s-a dus, parcă-n poală nu i-am pus, și de mână nu i-am dus. Și-am uitat și de fântână, de mine că sunt bătrână, de mine că sunt bătrână. Și-am uitat de legănată și de țâța și-i-am dat, și de țâța și-i-am dat. Păsărică albă-mi piene, vin la mine, nu ce ceme, vin la mine, nu ce ceme. În fața oborului vino fățu-n cuib cu pui, vino fățu-n cuib cu pui. S-am cu care să vorbesc, până traiu dol trăiesc, până traiu dol trăiesc. S-am cu care să vorbesc, până traiu dol trăiesc, până traiu dol trăiesc. Bravo. Aș vrea să-mi vorbiți puțin despre sărbătoarea de astăzi. Da. În tot anul la noi praznicile s-a rămas de la noștri, de la bătrânii, ca și sârbii. Așa avem și unii și alții și sârbii și vlasii praznice facem. Dar pe urmă, alte obiceiuri avem numai noi, n-au sârbii. Numai noi? Numai fiind? Noi, vlasii. Noi le zice pe sârbiaște vlasii, dar noi suntem români. Și suntem români mai bătrâni, mai de mult români decât voi din România. Aștia sunt ilirs ca plemena, până n-a venit mai bate Dumnezeu din aziatici, când a venit romanii. Noi suntem aici mai bătrâni la Balcan. La Balcan, daci. Noi suntem tribali, voi sunteți daci, dar ăștia sunt grăci ca și
ala i sunt iar alte. Tot Ilisca, plemenea mai în fieri sunt. Noi suntem tribali, ei sunt traciani, voi sunteți daciani. Am înțeles. Mulțumesc da. Pentru această informație, chiar nu o știam. Da, așa știu tot. Și noi am rămas și limba noastră a rămas arhaică. Limba voastră s-a modernizat și de aia noi cam amuncă ne înțelegem. Când e, știm cu ai bătrâni, când ne ducem în România, am fost de multe ori în România, când mă duc în sace, cu aia în sace mă înțeleg bine, că și ei vorbesc așa, dar aici când mă uit la televizor și mă uit la ăla, eu multe vorbe nu înțeleg. Că limba s-a modernizat, voi ați luat multe vorbe și din Spania, și din engleză, și din Germania, și din noi, și din la turci, la noastre vorbe stomac. E vorbă sârbească, dar ați luat-o și voi. Și din toate limbile a luat câte ori și a făcut modernizată limba. Dar noi, ai noștri, toți ne ținem că suntem români și numai noi zicem români, dar voi ziceți români și ca o covăiagă de ani. Nu sunt nici în baș, nu ne înțelegem, dar noi suntem români, dar ei sunt români. Da. Dumneavoastră, la școală, ce ați învățat? La școală sârbiește, am mers un an, mai înainte, de 6 ani copiii pleacă în școală și un an de zile învață sârbiește, că ei la casă nu știu sârbiește, numai românește. Și de aia, pe urmă de la 6 ani încolo, numai sârbiește și nu ne-a lăsat la școală, nu ne-a lăsat să vorbim românește. Pe mine, de Scălița, mi-a dat o palmă odată când m-a auzit că vorbesc românește la Odmor. Și de aia, în școală, ne-am, și sârbii și vlasii, nu, ne zic vlasii, vlasii și sârbii, ne gășevim, ne luăm și la bătaia, ne-a luat odată, a fost de 4 ani srednia școala. Și eu am avut 4 din Vladane, că când a tunat profesorul, noi toți ne-am bătut și clupile și stolițele și tot ce râd, așa am avut. Ai noștri așa le rușine să vorbească, i-a făcut așa, le-a băgat în cap că sunt sârbi și eva mai ăla, dar noi tume acum, iasă vă 10 ani, 20 de când am pornit să vegem și suntem noi și sânia ăla și tot mai mult vorbesc românește, dar totul nu sârbește, le rușine să vorbească. Aveți nepoți? O, da. Am și nepoți din nepoți. Și ce limbă vorbesc? Strabunică, da. Să vă trăiască. Să vorbesc. Și în ce limbă vorbesc? Ei vorbesc sârbiaște, da, fata mea vorbește româniaște, jinirul meu vorbește româniaște, noră mea vorbește, cuscri vorbesc româniaște, copilul și așa, și așa. Dar înțelege limba română? Că bărbatul mi-a fost sârb. Și de așa, așa, da, înțelege tot, dar... Răspunde în sârbește. Și noi, cum vorbim? Vorbim și jumătate sârbește și jumătate românește. Când vorbim, noi le schimbăm toate. Nu vorbim tot românește sau tot sârbește, mai le mistăcăm. Numai sârbește vorbim cu sârbii, extract sârbește, dar așa, noi între noi, noi tot jumătate sârbește, jumătate românește. Aș vrea să-mi vorbiți despre cântecul pe care l-ați cântat astăzi. Aia l-a făcut Branco Olar, ăla a fost mare cântăreț. El l-a scris așa, când l-am auzit întâi, eu m-am plâns. Și de 2-3 ori tot m-am plâns până mi-a trecut și am putut să-l învăț să-l cânt. Când porneam să-l cânt, mie îmi vine lăcrimi să mă plâng. Acum pot să-l cânt, să nu mai plâng.
A fost foarte frumos. Da, am așa o recitație, poezie și a făcut-o el, spuse popa că o punem acum la prânz, când ăla, ce poți o scrie, să o auziți, că acolo poate nu se aude. Într-o zi de primăvară, cu miros de tămeioară, toți frații se adunară, toți cu limbă bună, cu tot nat la unul altul spune, la nimeni rău să nu facem, la tot nat să ajutăm. Frață bine să trăiască, să nu se mai găcevească. Peșeri, oiu, uliu, uliu și uliu ocolește și ne spune românește. De bine să nu mai dați dacă limba vă uitați. De la-i bătrâni rostul să mânăm, tradiția și cultura noastră să o păstrăm. Cum trăiesc albinii în roi, așa să trăim și noi. Toamna să adunăm bucace, iarna să avem ghitoace. Iarna mândră să ne fie tot cu clacă, cu șuțător și cu clacă. Viața mândră să ne fie tot cu cântece și cu visalie. Ne-am apropiat de finalul acestei ediții a emisiunii Păstrătorii Tradițiilor din Valea Timocului, un proiect realizat prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.